Bun venit la ediția cu numărul 1000 a Mapamondului creștin. Rusia se folosește de tactici vicioase pentru a reduce la tăcere protestatarii care se opun războiului din Ucraina. Mai bine de 20.000 de activiști antirăzboi au fost arestați, printre care și mulți creștini. Unul dintre liderii evangheliști cei mai respectați a fost constrâns să părăsească țara. Recent, George Thomas de la CBN a stat de vorbă cu el despre încercările tot mai numeroase ale Moscovei de a reprima protestele. Yuri Sipko e căutat de poliție. Sunt un om căutat. Agenții securității mă caută peste tot în țară. În momentul în care mă întorc în Rusia, voi fi arestat. În data de 8 august, agenții FSB din Rusia, echivalenții agenților FBI din America, au năvălit în casa lui Sipko în Moscova, acuzându-l de discreditarea armatei ruse și a operațiunilor acesteia în Ucraina. Filmarea cu acest eveniment e prezentată de televiziunea de stat din Rusia și în ea se văd trei agenți care poartă veste antiglonți, căști și au arme de asalt și care intră în casa lui Sipko. Apoi filmează scrisori, cărți, jurnale, liste cu oameni de afaceri și alte materiale pe care le-au găsit în clădire. În aceeași zi, la 3 ore distanță la sud de Moscova, trupele speciale din Moscova au intrat într-o biserică evanghelică și au reținut pastorul pentru a fi interogat. Potrivit guvernului rus, am fost acuzat de această infracțiune deoarece am spus că războiul împotriva Ucrainei e o crimă, că uciderea ucrainenilor e o crimă și distrugerea orașelor ucrainene e o crimă. Datorită unui pont primit, el a reușit să fugă din țară. El a vorbit în exclusivitate cu echipa de știri de la CBN despre încercările prin care a trecut când a ajuns într-o locație secretă. Am știut că voi avea probleme, deoarece guvernul a votat toate aceste legi prin care persecută oamenii care spun adevărul. Totuși, eu nu am putut să tac. Ei sunt frații și surorile mele în Hristos. Nu pot să tac. Sipko, un pastor baptist rus proeminent, a condus una dintre cele mai cunoscute alianțe evanghelice din țară. El a criticat invazia Ucrainei de către Rusia încă din prima zi și l-a îndemnat în mod public pe președintele Vladimir Putin să pună capăt războiului. Anul trecut, Rusia a votat legi noi prin care îi persecută pe cei care se opun războiului. Potrivit Amnesty International, mai bine de 21.000 de oameni au fost vizați și adesea trimiși la închisoare fiind considerați agenți străini. Scopul guvernului e acela de a reduce la tăcere oamenii pentru ca numai minciunile guvernului să se răspândească. Până și rugăciunile făcute în public și îndemnurile la pace pot duce la persecuție. Dacă dai dovadă de loialitate, nu ai ce căuta în biserică. Întrebați-l pe preotul Ioan Coval. Anul trecut, în septembrie, în timp ce președintele rus a dat ordin pentru mobilizarea parțială a rezerviștilor, capul Bisericii Ortodoxe din Rusia a dat ordin clerului să se roage pentru victorie. Preotul Coval a înlocuit cuvântul victorie cu cuvântul pace în rugăciunile sale. A fost împotriva conștiinței mele. Nu m-am putut supune acestei presiuni politice, care a venit din partea superiorilor. Astfel, el a fost cadresit din Biserica Ortodoxă. Acum slujește într-o biserică ortodoxă veche din Antalya, Turcia. Alți, cel puțin 30 de preoți ortodoxi, s-au confruntat cu presiuni similare. Niciodată nu am pus la îndoială alegerea pe care am făcut-o. Mă opun războiului din tot sufletul, cu întreaga mea ființă. Nu pot să susțin prin rugăciunile mele invazia Ucrainei de către trupele ruse. Comisia SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională spune că de la izbucnirea războiului, libertatea religioasă din Rusia e din nou în pericol. Mesajul e foarte clar. Fiecare lider religios sau oricine se opune invaziei Ucrainei de către Rusia din motive parțial religioase e persecutat în mod sever. Potrivit investigațiilor efectuate de ONU, persecuția religioasă se extinde și pe teritoriile controlate de Rusia în Ucraina. Acțiunile comise și documentate de forțele armate ruse împotriva comunităților religioase includ dispariții subite, detenții arbitrare, tortură sau alte comportamente aspre, deportări ilegale ale clerului comunității greco-catolice ucrainene și evanghelice creștine.
Și lista continuă. Rachetele rusești vizează în mod regulat instituțiile religioase și bisericile, amintim aici atacul recent asupra catedralei Schimbarea la Față din Odessa, obiectiv de o importanță istorică majoră. Catedrala din Odessa nu e singurul sit religios care a fost deteriorat în război. Potrivit unei evaluări preliminare efectuate de UNESCO, 116 situri religioase au fost deteriorate începând cu data de 24 februarie 2022. Ivana Strandner, care realizează reportaje despre afacerile rusești pentru Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, se teme că obstrucționarea libertății religioase se va înrăutăți. Pe măsură ce Putin pierde în Ucraina, el va deveni tot mai disperat acasă, va cere tot mai multe reguli stricte și va persecuta tot mai mulți oameni. În locația sa secretă, pastorul de 71 de ani, Yuri Sipko, spune echipei de știri CBN că nu se teme pentru viitorul său și se bucură de oportunitatea de a-și confrunta acuzatorii. Nu am motive să mă tem. Viața mea e aproape pe sfârșit. Slavă Domnului, mai am puțin de trăit. Dacă voi ajunge în fața unui judecător și voi fi arestat, voi avea oportunitatea să spun adevărul acelor oameni care au putere. Vreau să-i văd și să le spun că Dumnezeu îi iubește, că îi poate ierta și vrea ca ei să se pocăiască de păcatele lor și să fie iertați.